Primăria Bălănești va rămâne fără bani de salarii pentru angajați. Banii au fost transferați dintr-un cont în altul pentru a putea fi realizate investiții în comună, se scuză primarul. Ovidiu Pungan stă acum cu mâna întinsă la guvern. Am înțeles că rectificările nu sunt pozitive, sunt negative. Ca fiecare UAT-ul, cu siguranță până la sfârșitul anului, eu sunt conștient că nu aveam banii pentru salarii, deoarece partea banilor care i-am avut pe salarizare a trebuit ca să-i mut de un trimestru pe celălalt, în urma investițiilor care sunt în derulare în localitate, fiind cofinanțări foarte mari la aceste investiții, automat o să rămânem fără bani de salarii. Sperăm ca până la sfârșitul anului să se aloce sumele necesare și toate UAT-urile să își desfășoare activitatea așa cum trebuie. Noiembrie și decembrie garantat. Probleme sunt și în Bălești. Acolo nu mai ajung banii pentru salariile profesorilor. Și la Stănești sunt în continuare dificultăți. Facturile la utilități nu au fost plătite, iar primăria este bombardată cu notificări de debranșare. Pentru a face economie.